Bună seara! Deci, mereu când ne prinde egoul sau când vrea să ne prindă, atunci când egoul vrea o plăcere, să venim cu argumente întotdeauna. Și acele argumente sunt: când ne facem o plăcere, cedăm puterea în afară. Când egoul vrea plăcere, el de fapt caută suferință și atrage atac din afară ca să fie scăzut. Exteriorul nu ne poate face niciodată fericiți. Atunci înseamnă că e nevoie să respingem orice fel de plăcere pentru că cedăm puterea și energia în afară la ființele întunericului. E absurd să-ți faci o plăcere când știi că îți descarcă bateriile și îți ia din energie. Restrângerea e singura cale care te poate încărca cu energie, atunci nu mai ai nevoie de plăceri. Sufletul nu are nevoie de plăceri. El se hrănește cu energie subtilă de la divin. Plăcerile înseamnă durere, foc în lumea de dincolo. Când îți faci o plăcere, adaugi suferință în viața ta. De ce să adaugi suferință când de fapt poți să-ți faci viața un miracol? Da, o fi greu cu restrângerea, dar când o faci și vezi câtă energie ți intră, trebuie să fii nebun să vrei să o pierzi pe plăceri. Cu cât ești mai slab, cu atât ai mai multă energie și nu se mai termină. Din această energie se fac situații favorabile. Când îți faci o plăcere, nu are cum să se facă situații favorabile pentru că pierzi energie și nu ai din ce să le creezi. Energia aceasta se obține doar prin înfrânare, restrângere, dăruire și nu când îți faci tu o plăcere, egoule. Efortul, greul, te încarcă cu energie, nu ușorul, adică plăcerea. Mai bine înduri foamea și greul și știi că ești mereu cu bateriile încărcate decât să alegi ușorul și plăcerile și să fii mereu fără energie și mereu atacat din afară și umilit. Toate cele ale lumii sunt trecătoare și nu ducem cu noi dincolo nimic de aici. Plăcerile sunt doar pentru a satisface simțurile, în rest sunt egale cu zero. Dacă sunt doar ca să satisfacă simțurile și nu au niciun beneficiu nutritiv sau să ne dea energie, pentru ce ni le tot facem? Pentru că noi căutăm suferință. Când îți faci o plăcere instantă, ai intrat în diabolizare, iad. Plăcerile sunt de cea mai joasă vibrație. Nu ai cum să atragi vibrații înalte pe o vibrație joasă. Culoarea de vibrație a plăcerilor este gri, cenușie, foc, iad, suferință, egoism, atac asupra divinității. Când cineva se lasă de un viciu și ceilalți se lasă, nu știu, așa-i? Da, am observat că cât avansăm în restrângere, tata nu a mai cumpărat morcov și sfeclă să-și facă suc, iar cu cât iar cădeam și mă afundam, iar reveneau aceleași chestii. Se repetă la infinit aceleași situații. Când tu scapi de vicii și te restrângi, vor avea și ei forță să se scape de vicii. Da, de aceea este necesară restrângerea continuă. Ei de fapt au vicii cât timp ai tu vicii. S-am zis să împărtășesc și asta pentru că mi se pare fantastic ce s-a întâmplat. Înainte, cu ceva timp în urmă, tata era la lucru și m-a sunat să vorbim și nu știu cum a venit în discuție de vremea de afară. El mi-a spus că în zona respectivă nu a nins deloc, iar eu i-am spus că aici, în zona unde eram în acel moment, a început să ningă. Și ce să vezi, că doar faptul că am pomenit acest lucru, ziua următoare a nins din nou. De curând, zilele trecute, am spus că se va înnora afară și așa a fost. După ce am spus că va ploua, dar nu am zis când și după o zi, adică ieri a început să plouă. Ieri am spus că va fi frig, m-am trezit acum dimineața și am văzut acoperișul și mașinile înghețate. Îmi dai seama că până și vremea o putem schimba? Așa puteri colosale are sufletul nostru și noi facem totul pentru partea cea mai mică, 0,5-3%, care e nesemnificativ față de suflet, care e 97%.